Să vorbim acum despre scandalul care a zgudit această scenă a muzicii populare, pentru că noi informații bombă ies la iveală și nu doar informații, ci și noi personaje care îl cunoșteau pe Aurelian Preda, care au fost alături, vor veni astăzi în platou, v-am povestit despre asta, ei ne vor povesti despre ultimele clipe din viața regretatului cântăreț de muzică populară. Mă bucur că sunteți alături de mine și haideți să discutăm un pic despre ceea ce am văzut, iată, în prima parte a emisiunii. Copilăria lui Aurelian, o copilărie fericită, clasica copilărie a unui copil crescut la țară, într-o curte gospodărească, cu acareturi, cu tot ce trebuie într-o curte, se vedeau că sunt oameni gospodari, o copilărie cu o familie unită. Ana Maria, ce știi tu despre copilăria lui? Așa este, deși tatăl meu a fost încercat încă de mic pentru că a fost nevoit să muncească de la o vârstă fragedă și a rămas fără tată de la o vârstă fragedă. Cu toate astea a fost puternic și cred că acest lucru l-a învățat de la mama lui, care a rămas singură cu cei doi copii, de la sora lui, care are 4 copii. Tatăl meu i-a crescut și pe cei 4 nepoți și le-a oferit tot ce a avut mai bun încă din puținul lui. E adevărat că tatăl tău, din nevoia, că așa mi-aduc eu aminte de la acel interviu de acum 10 ani, da, din nevoia de a trăi, a vândut chiar la tarabă în piață. La Pitești, așa este. Mi se pare. Așa a început, în Curtea de Argeș. La Curtea de Argeș. Exact, acolo a lucrat la Prozar, acolo vindea. Câteodată mai aducea și acasă din ce rămânea și împărțea cu toți ca în familie. Hai să vorbim un pic acum despre relația ta cu familia celui pe care îl acuzi că te-ar fi abuzat sexual, da? Prietenul acela bun și vechi al lui Aurelian Preda. Da, eu îi cunosc încă de la 3 ani de atunci, de când l-am cunoscut și pe acest interpret și de când a intrat în familia noastră, a intrat odată cu familia lui, vorbind aici de mamă, de cele 3 surori și așa mai departe. El de unde vine? Din ce comună vine el? Din Ștorobăneasa. Județul? Județul Telorman. Telorman. El s-a născut în Buftea, dar părinții de acolo provin. Am înțeles. Cel puțin mama. Mergeai des acolo la familia lui? Am mers des, mergeam cu tatăl meu, mergeam și cu mama aia atunci când trăia, cu mama tatălui meu. Am mers împreună mulți ani de zile, am mers chiar și după moartea tatălui meu. Am avut o relație ca de familie, pot spune, până în momentul în care s-a întâmplat acest lucru și iată că, deși faptele acestui individ nu au legătură nici cu mama lui, nici cu familia lui în general, se pare că nu au mai fost, nu au mai avut bunăvoia să vorbească cu mine sau să mă caute. Ele probabil că sunt supărate sau nu-și explică de ce tu vii acum și faci aceste afirmații când ai fost în curtea lor și te-au crescut ca pe copilul lor, presupun. Exact. E prea mult spus crescut, pentru că deși mama acestui individ mi-a fost alături o lungă perioadă de timp, a fost și pentru că era el lângă noi. Și atunci cred că a făcut aceste lucruri și pentru el. Hai să vedem însă ce spune, iată, mătușa interpretului de muzică populară. Rupe tăcerea. Haideți să o ascultăm cu mare atenție, pentru că veți afla lucruri extrem de interesante. Fiți atenți! Nu-l vedeți în stare să o atingă, să vrea să se duce, să culce cu ea? Nu pot să spun categoric că nu-l văd în stare, pentru că, la urma urmei, orice om, eu știu, la un moment dat cedează, la un moment dat are, poate să aibă niște sentimente. Nu e exclus. Nu e exclus. Și dacă s-a întâmplat ceva între ei, eu zic că a fost așa, asta e părerea mea, că a fost de comun acord. Și acum cine credeți că este în spatele acestui scandal mediatic, să zic? Păi acum... Terminați Ana Maria singură? Nu. Nu, categoric nu. Cred că niciodată n-ar fi făcut așa ceva, influențată de mama ei, de nașa ei, de cei din Italia. Nu are foarte mulți bani ca să-i dea, că am înțeles că a cerut 100.000 de euro. Nu are, niciodată nu o să aibă să îi dea. A cerut despăgubiri. Despăgubiri, dar el dacă acceptă
o asemenea situație, înseamnă că se consideră vinovat. Și eu i-am spus, intră și spuneți punctul de vedere. Pentru că dacă nu intri, înseamnă că ascunzi ceva. Ana Maria l-a acuzat de abuz sexual, șantaj. Am auzit, nici nu m-am gândit că se poate întâmpla așa ceva, pentru că am văzut cât de mult se ocupa de ea. Ați văzut vreo apropiere mai intimă? Niciodată. Nu, 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 cel puțin aici, nu. Nu știu. Acum, sigur că nu poți să intri cu bocancii în intimitatea omului. Eu nu pot să garantez acum, să spun, nu e adevărat, nu e posibil, nu e... În viață totul e posibil. Dar care era relația dintre el și Aurelian Preda? Erau foarte buni prieteni. Asta știu, că erau foarte buni prieteni, să vizitau, adică să vizitau ei. Știu că locuiau împreună în București, dar Aurelian venea foarte des aici. Venea ca la el acasă. Venea în weekend, venea... Eu știu de sărbători, când era, de exemplu, ziua de naștere a mamei lui. N-am fost niciodată la ei la București, acolo, să văd unde stă, cum stă. Știu, asta știu, acest lucru îl cunosc bine. El a contribuit, chiar dacă apartamentul era lui Aurelian sau el a locuit o perioadă și în apartamentul Mioarei, de la Roma, să nu-i zic altfel, așa, dar am înțeles că după ce Aurelian și-a cumpărat apartament pe numele lui, a contribuit și el la mobilarea apartamentului. Eu l-am cunoscut pe Aurelian Preda prin 2003, așa, când a început să vină pe aici. Și ați cunoscut-o și pe fiica dumnealui, Ana Maria? Foarte bine. Ana, cum să nu? O cunosc bine de tot. Când am auzit despre situația asta care s-a creat acum în ultima perioadă, am rămas uimită, pentru că Ana a fost efectiv crescută de mama lui. Venea în vacanțe aici, era mamaia, mamaia în sus, mamaia în jos. Era de acasă. Deci era ca și copilul lor. Ați vorbit cu mama lui. De la ce crede că a pornit scandalul? A zis că nu s-a aștepta la Ana să facă așa ceva. Zice, îți dai seama, tu îți dai seama ce a putut să facă. Până la urmă, am întrebat-o și eu, mă, dar tu ce crezi? De ce a făcut ea chestia asta? Pentru că ea venea aici ca la ea acasă, era iubită, era adorată mama lui. Aproape că o iubea mai mult decât pe nepoatele ei. Dacă ar fi fost ceva, vă dați seama că nu ar fi spus nimic acasă, nu? E logic. Acum că ea a ieșit cu acuzele astea, cu nașa, cu fina, cu mami, de care n-am auzit. Asta v-am să vă întreb, cine era mama Anei? La televizor am aflat că mama ei este Ica, fata surorii lui Aurelian. Și până acum ce cunoșteți? Cine era mama ei? Nouă ne-a spus că de câteva ore a venit și Mioara, îi spuneam noi, din Italia, nașa, așa zis nașa, acum că zice că e nașa. De câte ori venea, ne spunea Aurelian că este soția lui și mama copiilor, că doamna are încă doi copii. Mi se părea ceva ciudat în toată chestiunea asta. Ea era, de exemplu, mi se părea distantă de față de Ana. Zic, cum e mama ei și nu îi sare decât să o ia, să o îmbrățișeze, să o... Sfârșit. E
Vital. Ați cunoscut-o? Da. Am cunoscut-o și pe Cristina. E o fată de treabă. Ea a venit aici o singură dată. Ana Maria spune că aceasta ar fi șantajat-o cu niște filmulețe și poze intime cu ea, pe care le-a surprins. Așa am auzit și eu, dar n-am de unde să știu. Pe iubitul Anei Mariei, da. Dănuț, îl cunoașteți? Da. Îl cunosc și pe Dănuț. Se înțelegea cu... Asta nu știu. Nu, eu i-am cunoscut așa, deci mi-a făcut Ana cunoștință cu el la o... Era o sărbătoare la noi aici, la Căminul Cultural. Era și Aurelian atunci. Pentru că Ana spunea că interzicea să se vadă cu Dănuț. Nu știu, eu știu că băiatul a venit aici. A venit, de vreo două ori a venit aici. Din convorbirile dumneavoastră cu acesta, o simpatiza pe Ana într-un alt mod sau o considera ca o fiică? După comportamentul lor, atât în viața de zi cu zi și cât și în aparițiile la televizor, păreau într-o relație normală. Cum îl caracterizați pe... Ce să zic, ca mătușă îmi este drag. Îmi place că și-a ales acest job pentru că îi se potrivește. Îl cunosc de mic copil. Vă dați seama că e nepotul meu și l-am cunoscut de aproape. Eu îl știu credincios. Eu îi spuneam adesea nepotul meu preferat.